Pompierii s-au luptat luni timp de mai multe ore cu flăcările în comuna Țânțăreni. Un incendiu a izbucnit după ce persoane încă neidentificate de polițiști au dat foc unor deșeuri menajere. Flăcările s-au extins și au cuprins o anexă, un fânar și mai multe căpițe de fân, existând riscul să ajungă și la locuințele din jur. Două echipaje de pompieri, unul din Turceni și unul de la Târgu Jiu, au ajuns la fața locului. Deoarece focul se manifesta violent și cuprinsese o suprafață de aproape 50 de hectare, au fost trimise la fața locului încă 3 echipaje de pompieri. Polițiștii din cadrul secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal pentru distrugere din culpă, după ce în cursul zilei de ieri persoane necunoscute ar fi pus foc unor deșeuri menajere, iar în urma acestui fapt focul s-ar fi extins la un teren extravilan aparținând unui bărbat de 62 de ani din comuna Țânțăreni. Focul a fost lichidat după aproape 2 ore. Pompierii au intervenit cu 5 autospeciale de lucru cu apă și spumă, intervenția fiind considerată una dificilă, deoarece erau puse în pericol mai multe case din localitatea Țânțăreni.